Ce faceți în weekend? Căci deja este sâmbătă la prânz și sunt sigură că aveți activitate. La noi este liniște, liniște, așa ca într-o casă în care nu se întâmplă mare lucru. Stați să vă arăt. Soțul se uită frumos întins pe canapea. Dar de ce nu zici că mergi eu să stau 10 minute, că am fost la cumpărături? Laudă-mă că... și tu, că zice lumea că nu fac nimic. Laudă-mă că... Te laud! Te laud. Zic lumea că așa am stat de dimineață, când eu de bea acum am venit. Nu. Urma să spun chestia asta, că ai fost la cumpărături. Ce am făcut? Le-am cumpărat și fetelor una alta. Le-am așa, tu le-ai îmbrăcat. Am făcut le-ai dat să și mănânce? Astăzi facem un grătar super... Stai, mă, de ce te voalezi, mă, tot? Nu, că vreau și eu să mai zic câte ceva. Fetele sunt afară, să știu. Și gata, eu, nu? Eu ce-i în gușă și în căpușă, eu zic tot. Bine, deci fotbal. Și pentru că tot s-a apucat soțul să zică câte ceva, ia uite, am pus aici niște stafide în coniac. Hai să vedem dacă vă gândiți ce am putea să facem cu ele. Cumpărate de mine! Da, cumpărate de tine, fotbalistule. Și vreau să mai zic ceva celor care te urmăresc. Ia zi. Mai știți, dragilor, că televizorul ăsta veloase pentru mine să mă uit la meciuri? N-am avut parte pentru că n-am putut să-l montez pe șemineu. E, acum, de obicei, televizorul fetelor aici. Acum am și eu 10 minute să mă uit la fotbal, cum se vede, nici nu mă interesează meciul ăsta. Dar să văd și eu calitatea. Cum se vede? Imagini la televizorul ăsta. Cum se vede? Dar întrebați-mă pe mine când m-am uitat ultima oară la televizor. Nu mai mi-aduc aminte. Pentru că ori sunt ocupate cu desene, ori nu am eu timp când e televizorul liber să mă uit. Ia. Stați că mai găsesc câte un dulap deschis. Mai aranjăm pe aici, pe acolo. Mai... Hai să vedem ce fac și fetele afară. Ia să vedem. Ce fac fetițele mele? Ce... Au trecut 19 zile. Au trecut 19 zile de când? Pentru fiță. Aoleu, ce e aia? Nu aș vrea să puneți asta aici. With over 15,000 research papers published each week, busy clinicians struggle to find the time to keep up with the latest research. Enter Read by QXMD, your personalized medical and scientific... Asta aici! Vai! Întine! Știți ce este acolo? Slime. Deci cine a inventat slime-ul... Doamne... O să plătească, exact. Deci cine ai... Cine a inventat slime-ul să se ascundă din calea tuturor mamelor? E muc! Ați auzit? Deci, acum vreo lună de zile, Iris a întins niște slime pe mocheta de pe scări și acum e acolo pentru că ne-am chinuit cu toții, și Tavi, și eu, și Tina, și n-am reușit să o curățăm. Ia uite ce frumos se joacă fetele afară. Da. Afară de faptul că na, țipă ca toate fetițele. Da. Hai să mergem în casă. Mai bocăne vecinul, mai trece vecinul Liviu cu excavatorul să mai întindă el câte ceva. Da, una peste alta. E bine. Dar știți ce o să fac? O să rog pe soțul meu să schimbe de la meci. Și stăm și noi amândoi așa ca îndrăgostiții? Ce să stăm, mai bine, că nu mai stăm deloc. Ca îndrăgostiții, până ne vin musafirii, pentru că de fapt asta nu v-am spus. Mm-hmm. Este doar liniștea dinaintea furtunii. Exact. Astăzi avem musafiri. Dar e weekend fără musafiri la noi? Nu cred. Parcă weekendul trecut, da, am avut. N-am avut, nu? Anumai. Dar n-am fost eu bolnavă sau n-ai? Ba, da, ai fost bolnavă. Ceva, o chestie de asta. Da. După 10 minute, după ce soțul n-a schimbat de la meci, m-a retras un pic mai încolo. Și voiam doar să vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că preparăm ceva cu musafirii pe care îi avem. Yummy, bunuț. Și light, mai ușurel așa, nu? Da, teoretic. Acum, ideea este să și găsească... S-a dus unul dintre invitații noștri tocmai în piață la obor să găsească ceva. Na, că v-am dat un alt indiciu. Mamă, n-am mai mâncat din piață de la obor. Da. Nu știu când. Da. Așteptăm să vină cu agregatul.
Și ne apucăm să facem niște... Dar până atunci nu pui și tu un film, iubire? Intrați pe pagina mea că am postat ceva. Am postat unul și cu video și cu sunet. Vreau și, cu... și eu un film, să mă uit și eu la un și film. Și cu sunet și fără sunet. Uitați-vă la cu sunet și la fără sunet.